O intersecție unde, în mod obișnuit, se formează cozi interminabile de mașini e în această perioadă și mai aglomerată. Este vorba despre cea de la Cioceanu. Aici primăria face lucrări de modernizare la sistemul de semaforizare, iar traficul este îngreunat. Dacă până acum unii șoferi care știu zona pentru a evita coloana de mașini de pe strada Mărășești veneau pe strada Torcători pentru a ajunge mai repede la semafor, de când au început lucrările, nici ruta aceasta nu mai este o variantă salvatoare. Astăzi, la primele ore ale dimineții, pe strada Torcători, coada de mașini se întindea pe sute de metri.